În ziua a treia a lunii martie, pomenirea sfinților mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc, adormiți în Domnul la anul 308. Aceștia au trăit pe vremea împăraților Diocletian și Maximian, 284-305. Au fost rude și împreună ostași cu Sfântul Teodor Tiron, iar cu neamul erau din cetatea Amasia Pontului, în Asia Mică. Eutropie și Cleonic erau frați între ei, iar Vasilisc era nepot al Sfântului Teodor. Și fiind ei creștini și propovăduitori ai credinței, au fost prinși împreună cu Sfântul Teodor și au rămas în temniță multă vreme după mucenicia lui. Deci, venind în Amasia, un alt dregător pe nume Asclepiodot, acesta a luat seama celor închiși în temniță de mulți ani și, chemați fiind cei trei tineri ostași creștini, s-au înfățișat înaintea dregătorului mărturisindu-și credința lor în Hristos și bucuria de pătimi pentru el, batjocorind idolii și pe cei ce se închină lor. Deci, dovedindu-se zadarnice toate încercările dregătorului de a-i atrage cu vorbă bună și cu făgăduința înaltelor dregătorii, Asclepiodot a dat poruncă aspră să fie supuși la chinuri grele. Drept aceea, Eutropie, socotind dascălul vrăjitoriei, pentru puterea cu care apăra credința, a fost mai întâi bătut peste gură și peste tot trupul până la desfacerea cărnii de pe oase. Apoi au turnat peste ei găleți de smoală topită și din nou au fost aruncați în temniță. Fiind duși apoi în templul Artemidei ca în fața poporului să aducă jertfă idolilor, idolul a căzut la pământ și s-a sfărâmat în bucăți la rugăciunea lor către Dumnezeu. Deci, fiind învinuiți de vrăjitorie, Eutropie și Cleonic și-au primit sfârșitul prin răstignire pe cruce, asemenea Mântuitorului. Cât despre Vasilisc, care se ruga să fie și el răstignit odată cu prietenii săi, Asclepiodot, nevrând să-i dea această mângâiere, l-a aruncat în temniță și abia mai târziu, în ziua de 22 mai, i-a tăiat capul cu sabia.